Primarul Constantin Boșcodală a fost prezent ieri la Brașov, unde se judecă procesul intentat de DNA în dosarul Gloria Buzău. Primarul a declarat instanței că nu sunt probe suficiente și că în acest proces nu există parte civilă. În dosarul Gloria a fost o nouă înfățișare, a fost audiat un martor, s-a dat un termen pentru următorii martori. Am sesizat la fiecare înfățișare că nu există nicio probă împotriva mea și toate declarațiile sunt în favoarea municipalității. Aș vrea să vă aduc aminte că nu s-a constituit nicio parte civilă pentru că nimeni n-a reclamat un prejudiciu. Mai mult, primarul a declarat că prin această acțiune DNA se opune sprijinirii sportului local în condițiile în care primăria Buzău finanțează în cea mai mare parte sportul din Buzău. A fost ajutat sportul buzoian, iată că echipele buzoiene se mențin, chiar dacă să nu spunem în primul eșalon, se face sport, există școli de copii, există școli de juniori. Îmi pare rău că anumite instituții ale statului trebuie neapărat să oprească dezvoltarea sportului în România, pentru că totuși, dacă administrațiile locale, în orașele de genul al nostru, cum este al Buzău, nu sprijină sportul, să știți că acesta moare. Primarul este acuzat că a acordat Gloriei Buzău în mod ilegal fonduri din bugetul local și că a asigurat folosința gratuită a complexului sportiv mai multor asociații sportive.